Bună dimineața și bine v-am regăsit la Euronews România. Suntem Sonia Teodoriu și Radu Hungănuț și vă petreceți și această dimineață alături de noi. O dimineață în care vă aducem din nou toate informațiile de care aveți nevoie pentru a începe ziua așa cum trebuie. Haideți să vedem titlurile orei. Reprezentanții PNL decid în această seară într-o ședință la Vila Lac dacă mai rămân în guvern. În acest context, Elena Lasconi face apel către liberali să susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Percheziții de amploare au loc în această dimineață în Ialomița. 200 de polițiști caută armele în casele celor 17 suspecți. Două persoane au ajuns la spital, iar alte 33 au avut nevoie de îngrijiri medicale în prima zi de la pelerinajul la Moaștele Sfinte Parascheva de la Iași. 20.000 de pelerini au trecut deja pe la Aracle și s-au închinat. Întreaga regiune a Golfului Tampa din Florida se pregătește să fie lovită de uraganul Milton. Mii de americani încearcă să se autoevacueze, dar dau peste o altă problemă: nu găsesc combustibil în benzinării. Liderii PNL se întâlnesc în această seară la Vila Lac pentru a-și pregăti o strategie pentru perioada următoare. După ce au intrat în conflict cu PSD, liberalii au primit o ofertă din partea USR să voteze o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Marcel Ciolacu și din care și ei fac parte. Liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat că inițiativa USR este un exercițiu neserios, însă a invitat-o pe Elena Lasconi, președintă USR, la discuții. Un mesaj special pentru foștii noștri parteneri de la PNL. Nu puteți să mai mergeți braț la braț cu PSD și să spuneți că sunteți urmașii brătienilor. Așteptăm 110 semnături de la domnul Ciucă. Dânsul a venit și a spus ieri că vor ieși de la guvernare, dar de fapt nu vor ieși. Iar AUR, dacă dorește să voteze, poate să o facă. O invit public pe doamna Lasconi și USR la sediul Partidului Național Liberal să discutăm despre viitor. Eu sunt un om serios, nu dau curs unor demersuri politicianiste și neserioase când țara e în pericol să fie acaparată de PSD. Liberalii au anunțat că nu susțin moțiunea de cenzură a USR, deși au rupt coaliția cu PSD. Insistă totuși să rămână la guvernare și invocă interesul politic de a opri PSD de la derapaje. La rândul lor, socialdemocrații iau peste picior supărarea liberalilor, pe care nu o consideră credibilă atâta vreme cât rămân în guvern. Amenință însă că dacă PNL părăsește guvernarea, premierul Ciolacu își va da demisia. Cum să interpretăm acțiunile celor două partide din ultima vreme, ne spune Alina Manolache. Bună dimineața, Alina, ce ar trebui să mai înțeleagă oamenii de acasă, pe care oricum îi așteaptă niște luni cu foarte multe alegeri? Bună dimineața tuturor! Da, se întâmplă foarte multe pe scena politică și este greu de descifrat ce este de fapt în spatele declarațiilor liderilor politici din acest moment. Și să le luăm pe rând. Relația dintre PNL și USR în primul rând, pentru că USR a profitat de faptul că liberalii au anunțat că rup coaliția cu PSD și le-au lansat o provocare. Dacă într-adevăr nu mai sunteți cu PSD, putem reinterpreta mesajul celor de la USR, atunci haideți să votăm o moțiune de cenzură. Adică votați o moțiune de cenzură, dar care, dacă trece, evident că dărâmă guvernul Ciolacu. Liberalii au fost prinși într-o capcană, practic, pentru că ei nu vor să iasă de la guvernare, au spus-o foarte clar, au discutat-o în partid și au convenit că electoral vorbind, le este mult mai bine dacă rămân în guvern, pentru că acolo sunt puterea și banii, iar liderii de filială cu siguranță nu ar fi foarte bucuroși și toți cei care se află în funcții din partea PNL să le piardă acum, chiar înainte de alegeri. Deci ar fi o scădere drastică a susținerii din partea PNL pentru Nicolae Ciucă dacă acesta ar scoate partidul acum de la guvernare. Ei bine, de aceea vedem acest joc al orgolilor între PNL și USR. Ambele partide se invită la o discuție, ba chiar liberalii vorbesc de un pol de dreapta, dar în fapt nu se întâmplă nimic. Își aruncă săgeți de la distanță unul altuia și cam atât deocamdată. Cel puțin înainte de alegeri este greu de crezut că vom asista la o coalizare a forțelor de dreapta, pentru că și dacă s-ar coaliza este
matematic vorbind, este destul de dificil ca moțiunea de cenzură să treacă și oricum înainte cu două luni de alegeri nu servește intereselor nici intereselor PNL, nici intereselor PSD. Acum mergem și în tabăra cealaltă, la Partidul Social Democrat, acolo unde socialdemocrații vor să arate o poză a liniștii și calmului. Ei au luat peste picior toate declarațiile și supărările liberalilor și au îndemnat pe aceștia să rămână calmi și să rămână la guvernare. Altfel, cei de la PSD amenință că Marcel Ciolacu, premier, își va da demisia. Nu este prima dată când Marcel Ciolacu a spus că el nu rămâne singur la guvernare dacă liberalii ies. Pe de altă parte, cei de la PNL suspectează pe socialdemocrați că au o strategie foarte bine pusă la punct. Îi acuză că vor să crească, intenționează să crească AUR și pe George Simion ca să se lupte cu acest antorul 2 pentru a câștiga. Să vedem câteva declarații. Eu sunt convins că dacă PNL-ul se retrage la guvernare, Marcel Ciolacu își depune mandat. Este evidentă necesitatea unei demisii a premierului. Se va merge pe interimate, habar n-am. Dar ar fi un dezastru pentru România și intern și internațional, pentru că avem niște obligații. Cred că orice om rațional, poate mai mult un partid responsabil, știe foarte bine că într-o lună și jumătate, două luni de zile, nu poți nici măcar constitui o majoritate parlamentară, dar să schimbi guvernul sau instituția. Deci înțeleg din răspunsul dumneavoastră sau să investești unul nou. De asta noi spunem că mai degrabă discuții serioase și aplicate ar trebui să vizeze viitorul, perspectivele politice, o eventuală construcție pe care o putem face în viitor. Dacă senatori și deputați PNL care totuși vor semna moțiunea inițiată de USR. Hai să ajungem acolo și să nu speculăm. Încerc să înțeleg cum poți să pleci de la guvernare, dar în același timp să fii la guvernare. Mă tot gândesc cum să ies din această dilemă foarte complicată. Eu nu înțeleg. Și cred că foarte puțină lume înțelege exact ce spunea domnul Suciu mai devreme. E o dilemă foarte complicată, dar așa cum spunea și Alina, sunt foarte multe săgezi trimise, fiecare spune că vrea să facă ceva. Aș cita din acea investigație a celor de la Recorder, sunt strategii de marketing. Cu siguranță că sunt strategii de marketing, mai ales pentru că ne apropiem încet încet de campania electorală. Toate aceste declarații vor fi însă taxate la vot, pentru că electoratul înțelege, electoratul care urmărește știrile și vede ce declarații fac unii și alții. Urmărim și noi acest subiect și mergem mai departe cu jurnalul, dar schimbăm registrul. Peste 200 de polițiști au descins la 17 adrese din localitatea Bărbulești, județul Ialomița. 14 persoane sunt bănuite că dețineau arme de foc în mod ilegal și că ar fi amenințat cu moartea o familie din localitate. Maia Bondici are toate informațiile pentru noi. Maia, bună dimineața din nou. Spune-ne, te rog, care este situația acum acolo și ce caută polițiștii mai exact? Bun găsit! Perchezițiile au început dis de dimineață. Vorbim de peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Ialomița, care s-au aflat în teren în această dimineață. Aceștia au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea este parte dintr-un dosar penal în care sunt vizate mai multe persoane. Vorbim de 14 persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor, folosirea armelor în mod ilegal, lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și chiar violarea de domiciliu. Această acțiune a pornit de la niște informații primite de către autorități, cum că un conflict între două familii ar fi escaladat. Doi dintre bărbații vizați în acest caz sunt Vasile Sever și Dumitru Marian. Persoanele care au fost identificate în acest caz vor fi duse la secția de poliție, unde vor fi amprentate, fotografiate și, bineînțeles, audiate. Este important să menționăm faptul că și ieri de dimineață au avut loc mai multe percheziții la Cămătari din Ilfov. Trei bărbați au fost reținuți după ce aceștia ar fi fost bănuiți de violențe și de faptul că ar fi dat bani ilegal cu camăta.
Mulțumim, Maia, pentru aceste informații. Continuăm jurnalul. Litigiile din social media ar putea fi soluționate în curând într-un cadru juridic. O nouă instituție va fi înființată în acest sens la nivelul Uniunii Europene. Va rezolva această instanță contestațiile utilizatorilor, de exemplu, față de decizii privind închiderea unor conturi sau cazurile de hărțuire. Colega noastră, Mihaela Barbu, are mai multe detalii. Bine v-am găsit. Centrul de Apeluri Europa se va numi structura care va fi formată din 7 membri. Acesta a primit certificarea autorității media din Irlanda, va avea sediul la Dublin și va fi complet separat de Consiliul Meta. Presa internațională compară acest nou organism extrajudiciar cu o curte de apel pentru că utilizatorii rețelelor sociale precum Facebook, TikTok sau YouTube vor putea contesta decizii legate de închiderea unor conturi sau reclamațiile pentru incitare la ură sau pentru hărțuire, după cum a explicat noul șef al instituției. Structura își va începe activitatea până la sfârșitul acestui an și este creată conform reglementării europene privind serviciile digitale, care se aplică încă din luna februarie acestui an în cazul tuturor platformelor și care prevede că utilizatorii trebuie să aibă acces la o instituție extrajudiciară pentru rezolvarea disputelor. Practic, persoanele fizice vor putea contesta deciziile luate legate de conținutul publicat de ele sau de conținut la care au acces online. Centrul nu va înlocui sistemul judiciar tradițional, ci va facilita contestațiile împotriva deciziilor marilor companii. Inițial, acesta va fi finanțat de Consiliul de Supraveghere al companiei Meta și mai apoi persoanele fizice vor plăti o taxă de 5 euro, care le va fi restituită în cazul în care câștigă litigiul deschis, iar pentru platforme această taxă este de 100 de euro. Această nouă instituție apare în contextul în care platformele Facebook, TikTok sau YouTube sunt acuzate frecvent de cenzurarea anumitor opinii sau, dimpotrivă, de favorizarea unor dezinformări, în special înainte de alegeri, a hărțuirilor sau activității unor grupuri violente, potrivit presei internaționale. Două persoane au ajuns la spital, iar alte 33 au avut nevoie de îngrijiri medicale în prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Dar despre ce se întâmplă acolo vorbim acum cu Carmen Ciocan, corespondenta noastră. Carmen, spune care e situația, cum se descurcă oamenii pe aceste cozi uriașe. Bun găsit! Între timp, rândul s-a mai redus puțin, dacă putem spune așa. Sunt aproape 1000 de oameni care așteaptă în acest moment să ajungă aici, la baldachinul împodobit cu flori, să se închine la rac la cumoaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Însă ieri, timpul de așteptare a fost chiar și de mai bine de 7 ore, pentru că au venit foarte multe autocare, zeci de autocare, din toate colțurile țării și atunci s-a format o coadă de câțiva kilometri, de aproximativ 3 kilometri la un moment dat. Medicii recomandă ca atunci când vin aici la pelerinaj să nu își uite medicamentele, în special cei care se știu cu probleme de sănătate, pentru că mulți au fost cu hipertensiune. Sunt persoane care vin cu diabet, spuneau medicii, și atunci să nu își uite medicamentele acasă. În special trebuie să se hidrateze foarte bine, să aibă și un rând de haine mai groase cu ei, pentru că dacă rămân pe noapte la rând, atunci sunt temperaturi mai scăzute și au nevoie să se încălzească. În această seară vor ajunge și moaștele Sfântului Pantelimon din Muntele Athos și se așteaptă ca, începând cu acel moment, să vină și mai multă lume să se închine la cei doi sfinți de aici, din curtea Catedralei Metropolitane din Iași. În plus, autoritățile se așteaptă ca valul cel mai mare să fie în preajma sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva pe 14 octombrie, implicit sâmbătă, duminică și mai ales luni. Carmen, îți mulțumim foarte mult. Mergem să vedem cum va fi și vremea, inclusiv la Iași, pentru că și acolo e important cum e vremea. Vremea va fi mai caldă astăzi decât o zi obișnuită de octombrie în majoritatea regiunilor, așa cum vom vedea. Ploi așteptăm însă doar în vestul României, însă mai multe date ne aduce Sonia. Sonia, te rog. Este cod galben de ceață până la ora 10 în județul Harghita, astfel că vizibilitatea este de sub 200 de metri. În vestul țării, cerul va fi înnorat astăzi pe parcursul zilei. Temperaturile se vor încadra între 20 și 26 de grade. La ora 9, în Cluj-Napoca, sunt 8 grade Celsius,
7 la Brașov și la Iași sunt 12 grade. În capitala Moldovei, calitatea aerului este acceptabilă, cel puțin acum dimineață, însă cantitatea de polen din aer este ridicată, semn că nu a trecut încă sezonul alergiilor. Pe litoral, la Constanța, sunt 19 grade la această oră. Temperatura maximă pe parcursul zilei ajunge însă la 22 de grade Celsius. În vestul țării, la Timișoara, sunt 13 grade, 14 grade sunt la Oradea, unde astăzi va fi soare, și aproape 19 grade la amiază, șansele de ploaie rămân extrem de scăzute. În capitală este răcoare la această oră, sunt 11 grade Celsius. Temperatura urcă pe parcursul zilei până la 26 de grade, iar în capitală va fi senin pe tot parcursul zilei astăzi. Deputata PSD Laura Vicol a demisionat din fruntea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală faptul că firma soțului său a vândut sute de locuințe de lux în stadiul de proiect, dar nu le-a mai executat. Mai mult, jurnaliștii de la Recorder au descoperit că dezvoltatorul imobiliar chiar a vândut unele apartamente construite la malul mării de mai multe ori unor clienți care erau diferiți. În ziua publicării anchetei, Tribunalul București a decis să deschidă procedura de insolvență pentru firma Nordis Management. Am îmbolnăvit pur și simplu când știu că nu mai am un ban, toți banii am băgat acolo. Ninjale, toată lumea plânge. Dar și nu ne răspund. Gigantul imobiliar Nordis Management SRL deține un hotel de 5 stele în Mamaia și are în derulare alte proiecte de lux în București, Sinaia și Brașov. Hotelul de pe litoral a generat încasări de peste 160.000 de euro în vara acestui an, dar firma a intrat acum în insolvență. Nordis a reacționat prin intermediul unui comunicat de presă, în care arată că intrarea în insolvență a uneia dintre firme nu înseamnă decât o perioadă de reorganizare și că grupul Nordis are capacitatea să depășească acest moment dificil. Firma își va continua activitatea și se va redresa în cel mai scurt timp, spun reprezentanții societății. Principalul acționar al dezvoltatorului imobiliar este Vladimir Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol. La câteva ore după apariția anchetei Recorder, Vicol a decis să demisioneze din fruntea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Deputata socialdemocrată spune că este victima unor atacuri fără precedent. Sunt oameni care și-au pierdut economiile de o viață la Nordis. Și-au pierdut economii, oameni care și-au pierdut economiile de o viață la Nordis, primind niște contracte de promisiune care nu au fost niciodată puse în... Niciodată. Am murit Nordis. Nu-s persoană publică să facă așa ceva și noi în companie nu facem. Avem birou de presă care discută cu compania mea. Potrivit sursei citate, mai mulți clienți ai firmei se consideră păgubiți. Au plătit sute de mii de euro, achitând aproape în totalitate niște locuințe în care nu au mai ajuns să stea niciodată. Unele fie nu au mai fost construite, fie nu le-au fost predate. O țeapă imobiliară incredibilă. Eu inițial ne numeau parteneri, eu eram partenerul Nordis, eram un partener, investeam în proiectul lor, eram partenerul lor. Din partener am devenit păgubit. Dacă decizia privind intrarea în insolvență va rămâne definitivă, firma Nordis Management SRL va avea la dispoziție 10 zile pentru a elabora un plan de reorganizare. Cât despre Laura Vicol, ea va rămâne deputată PSD până la terminarea mandatului în luna decembrie. Dar haideți să discutăm poate mai mult despre acest subiect al locuirii, pentru că este unul care a intrat acum în atenția jurnaliștilor și e foarte important să vedem totuși de ce au nevoie românii pentru a-și cumpăra la un moment dat un apartament, indiferent unde vor să-l cumpere. Pentru a cumpăra un apartament de două camere de 55 de metri pătrați, de exemplu, în România, ai nevoie să lucrezi în medie 82 de luni, adică aproximativ 7 ani. În Portugalia ai nevoie de peste 13 ani pentru a cumpăra același apartament, potrivit calculelor BNR
teren. Totuși, apartamentele în România se scumpesc de la an la an, acesta fiind unul dintre motivele pentru care tinerii își permit cu greu o locuință și sunt printre europenii care pleacă cel mai târziu din casele părinților. Sonia ne aduce toate detaliile. Sonia, te rog. Pentru achiziția unui apartament de 55 de metri pătrați, fără a face un credit imobiliar, sunt necesare aproximativ 12 ani de muncă în Viena, aproape 18 ani în Praga și în jur de 15 ani în Budapesta și Varșovia. În București e nevoie doar de 6 ani și jumătate. De mai mulți ani pentru achiziționarea aceleiași locuințe au nevoie cei care locuiesc în Cluj-Napoca, 11 ani. În Giurgiu, spre exemplu, e nevoie de mai puțin timp, doar 6 ani. Dar chiar în aceste condiții, în care avem nevoie de mai puțin timp pentru a cumpăra un apartament cu banii pe care îi economisim, locuințele se scumpesc de la an la an. Prețurile medii ale apartamentelor de vânzare, vechi și noi, au crescut cu 15% în septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, conform unei platforme de imobiliare. Astfel, luna trecută, un apartament de două camere în capitală a ajuns să coste în medie peste 100.000 de euro. Același apartament s-a vândut cu un preț mediu de peste 150.000 de euro în Cluj-Napoca. Prețurile prohibitive ale apartamentelor sunt principalul motiv pentru care tinerii aleg să locuiască cu părinții chiar și după ce au început să lucreze. Tinerii din România devin independenți la 28 de ani. La polul opus sunt tinerii din țările nordice care aleg să plece de acasă chiar înainte de a împlini 23 de ani. Nu doar apartamentele sunt scumpe și chiriile sunt scumpe, e motivul pentru care 6 din 10 tineri români stau în locuințe supraaglomerate, potrivit Eurostat. Un adăpost de câini era afacerea profitabilă din care o femeie ar fi câștigat, potrivit procurorilor, 10.000 de euro în fiecare lună. Aceasta ar fi fost sponsorizată de persoane din străinătate pentru a avea grijă de patrupezii pe care i-ar fi promovat pentru adopție în țările lor. Proprietara ar fi luat câinii de la adăposturi de stat sub pretextul că îi scăpa de la eutanasiere. Însă polițiștii au găsit animale moarte, maltratate, ori extrem de slabe și bolnave. Polițiștii de la Protecția Animalelor Giurgiu au făcut percheziții la o adresă unde erau 460 de câini. Vă atenționez că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Mascații și polițiștii de la Biroul de Protecție Animalelor din Giurgiu au descins pe proprietatea unei femei de 49 de ani, situată pe un câmp din afara localității Băneasa, din județul Giurgiu. Aceasta ar fi adoptat mai mulți câini în calitate de persoană fizică. Aceasta ar deține 460 de exemplare canine, fiind bănuită de săvârșirea infracțiunilor de codotomie și uciderea cu intenție animalelor fără drept. Nu este prima dată când polițiștii vin la acest adăpost. Surse Euronews spun că în urmă cu 3 săptămâni a mai avut loc o descindere. Atunci au fost găsiți câini morți, dar și exemplare periculoase cu urechile tăiate, deși acest lucru este interzis prin lege. De atunci și până acum, aceste animale au dispărut însă din țarcuri. Mai mult, cele aproape 500 de animale aveau un singur îngrijitor, conform surselor Euronews. Se verifică la acest moment, pe lângă starea de sănătate și situația îngrijitorilor, dacă dispun de suficientă hrană pentru a trăi, de suficiente tratamente, medicamentația necesară. Aceste animale sunt ținute în acest sistem foster, adică, în principiu, persoane din străinătate, persoane fizice sau entități din străinătate, doresc să salveze din adăposturile publice unde se eutanasiază câini, doresc să le salveze și le plasează, scot, roagă astfel de persoane fizice sau juridice, acum vorbim de o persoană fizică, să preia din adăpost acele animale contra unor sume de bani. Persoanele străine, dar și entitățile din străinătate, plătesc atât transportul, cazarea, în principiu, se plătește în jur de 50 de euro pe lună și serviciile medicale se plătesc separat. Deci, până la urmă, vorbim de o afacere de bani nefiscalizați, în afară de situația gravă în care se află animalele în acest adăpost. La un simplu calcul, 50 de euro pentru un câine înmulțit cu 460 de exemplare ar rezulta 23.000 de euro lunar. Nu pot să vă spun dacă
acest adăpost este sponsorizat. Nu pot să vă spun dacă sumele care au ajuns către acest adăpost au fost folosite. Am oferit poliției facturile prin care s-au achiziționat toată hrana necesară pentru 400 de câini. Vorbim de facturi zilnice, facturi zilnice pentru hrană, facturi zilnice pentru întreținere și facturi zilnice și pentru acte medicale. Cei de la Consiliul Județean Giurgiu spun că proprietarea câinilor ar fi trebuit să le trimită sponsorilor din străinătate fotografii cu animalele, însă pentru că nu ar mai fi făcut asta, oamenii nu ar mai fi trimis bani în România. Au fost foarte, foarte multe plângeri din străinătate, dar și din România. Organele abilitate, DSV, Poliția, ITM, Garda de Mediu au venit aici. Unele dintre aceste instituții au aplicat amenzi foarte mari, de exemplu, ultima dată, acum 3 săptămâni, DSV a aplicat o amendă de 500 de milioane. Polițiștii au emis ordin de plasare în adăposturi pentru cei 460 de câini, însă Consiliul Județean, instituția responsabilă, nu îi poate prelua. Astfel vor fi încredințați unor ONG-uri. Legea în România este foarte proastă și legea 205 permite ca după 45 de zile abuzatorilor să solicite restituirea animalelor și aceasta poate fi permisă. Uciderea animalelor cu intenție se poate pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. În multe țări europene, consumul de zahăr a scăzut în rândul copiilor și adolescenților. Acesta rămâne totuși peste limitele recomandate. Asta pentru că îl găsim în alimente pe care nu le considerăm neapărat dulci și nici măcar nu ne dăm seama când îl consumăm. Detalii imediat în jurnal. Este aproape ora 9:30 de minute, așa că am revenit la știri. Haideți să vedem din nou titlurile orei. Reprezentanții PNL decid în această seară într-o ședință la Vila Lac dacă mai rămân în guvern. În acest context, Elena Lasconi face apel la liberali să susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Percheziții de amploare au loc în această dimineață în Ialomița. 200 de polițiști caută arme în casele celor 17 suspecți. Două persoane au ajuns la spital, iar alte 33 au avut nevoie de îngrijiri medicale în prima zi de pelerinaj la moștele Sfintei Parascheva de la Iași. 20.000 de pelerini au trecut deja pe la Raclă și s-au închinat. Întreaga regiune a Golfului Tampa din Florida se pregătește să fie lovită de uraganul Milton. Mii de americani încearcă să se autoevacueze, dar dau peste o altă problemă, nu găsesc combustibil în benzinării. Și discutăm acum despre echipele naționale de fotbal care se pregătesc pentru meciuri importante. Dar și despre ce mai face Andres Iniesta, pentru că microbiștilor, am vrut să zic, dar cred că și fotbaliștilor le dor de Andres Iniesta. Cu siguranță. El face bine, dar fanii lui mai puțin, pentru că sunt triști. O să discutăm imediat și despre el. Până atunci, mai multe amănunte despre această retragere a fotbalistului spaniol Andres Iniesta, care și-a anunțat ieșirea din activitate la vârsta de 40 de ani, după o carieră impresionantă. Mijlocașul a fost un jucător emblematic al Barcelonei și al naționalei Spaniei. Andres Iniesta a marcat golul decisiv pentru naționala Spaniei în finala Cupei Mondiale, câștigată de Iberici în 2010 și a cucerit numai puțin de 9 titluri de campion cu FC Barcelona. Iniesta s-a retras de la echipa catalană în 2018 și de atunci a jucat în Japonia, iar în ultimul an în Emiratele Arabe. Jucătorii echipei naționale de fotbal se antrenează la turație maximă la Mogoșoaia pentru meciurile cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor. Întors din Qatar, Florinel Coman spune că obiectivul tricolorilor este să obțină 6 puncte și că prezența fanilor români în tribunele stadionului din Cipru la meciul de sâmbătă seara va conta foarte mult pentru jucători. Eu cred că 6 puncte, mai ales după cum au decurs în meciurile pe care le-am disputat până acum, cred eu că suntem favoriți și, bine, trebuie să muncim, să credem în noi că putem scoate 6 puncte. Important este să mă antrenez foarte bine, să fiu sănătos și când se va apela la mine să pot să ajut. Noi suntem un popor care iubim performanța, am fost și dornici de performanță, după acel Euro s-au cam schimbat
lucrurile, au început să vină oameni la stadion și sper să ne ajute, avem nevoie de ei și sunt fericit că aud lucruri frumoase. Ne-am fixat obiectivul, am și vorbit între noi că ar fi frumos să prindem și o calificare la mondial. Andrei, hai să povestim puțin despre Andres Iniesta, pentru că se retrage la 40 de ani. Acum, dacă l-ai întrebat pe Cristiano Ronaldo, e o vârstă la care se mai poate juca. Totuși, Andres Iniesta nu mai face asta. Da, și oricum, în ultimii ani, aș spune că parcă nu a mai fost chiar la turația cu care noi ne obișnuisem să-l vedem la Barcelona, evident, sau poate chiar la Naționala Spaniei. A urmat cumva parcursul clasic al unui mare jucător care atunci când probabil simte că nu mai poate fi la nivelul marii echipe care l-a consacrat sau al naționalei țării sale, găsește câte un loc unde să se retragă, cum a fost cazul lui Iniesta la echipa sa din Kobe, știi tu mai bine denumirea clubului, așa, și apoi încă un an în Emirate, în schimb acolo nu prea a reușit nici măcar să joace, a fost mai mult o încercare probabil de apropiere spre casă. Iată că a simțit totuși că la 40 de ani, probabil după 6 ani petrecuți prin Asia și Orientul Mijlociu, să pună, cum se spune, ghetele în cui, dar fotbalul pierde un mare jucător, este clar, am auzit voci importante precum Messi sau chiar și aseară însuși președintele Laporta, prezent la București, președintele Barcelonei, a vorbit despre Iniesta. El a venit la București chiar de la festivitatea de retragere a lui Iniesta la care a participat. De acolo s-a urcat în avionul privat și a venit în România. Un jucător pe care toată lumea îl laudă și îl regretă. Mulțumim, Andrei, pentru toate aceste informații. Noi nu avem un avion privat cu care să mergem la următorul subiect. Cu toate astea, continuăm jurnalul. Supranumit moartea albă, consumul excesiv de zahăr poate provoca daune majore sănătății, fiind direct legat de obezitate, diabet și alte boli cronice. Zahărul, deși dulce și plăcut, un prieten de fapt din copilărie, este în realitate un inamic ascuns în multe dintre alimentele noastre de zi cu zi. Deși ne gândim la zahăr doar atunci când vine vorba de bomboane, sucuri sau prăjituri, adevărul este că acesta se găsește ascuns în numeroase alimente procesate pe care nici măcar nu le considerăm dulci. Pentru o viață sănătoasă, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pare un enunț simplu de urmat, dar nu este tocmai așa. Dacă e să discutăm doar despre cel de-al doilea element, tot ce am avea de făcut e să citim eticheta și să cumpărăm acele produse care nu conțin zahăr. În produsele din comerț însă, zahărul poate apărea sub o mulțime de denumiri, de la sirop de glucoză la dextroză sau sirop de porumb. Specialiștii spun că toate au același efect negativ asupra organismului. Multe dintre acestea sunt utilizate pentru a prelungi durata de viață a produselor sau pentru a îmbunătăți gustul, dar fără să ne dăm seama, contribuie la un consum zilnic mult mai mare decât cel recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. OMS sugerează un aport maxim de 25 de grame de zahăr pe zi, aproximativ 6 lingurițe. Însă, fără o atenție deosebită la etichetele produselor, este ușor să depășim această cantitate de 2 sau chiar de 3 ori. Zahărul în formele sale concentrate din sucuri sau alimente ultraprocesate nu doar că ne aduce calorii goale, dar poate să afecteze și sistemul imunitar și să declanșeze diverse probleme de sănătate. Studiile au arătat că în multe țări europene, deși consumul de zahăr a scăzut în rândul copiilor și al adolescenților, acesta rămâne totuși peste limitele recomandate. Copiii și adolescenții continuă să fie expuși la cantități mari de zahăr, mai ales prin alimente care nu par periculoase, cum ar fi iaurt, urturile, sosurile sau pâinea. Educația alimentară atât pentru copii cât și pentru părinți este esențială. E important să învățăm să citim etichetele și să căutăm alternative sănătoase, cum ar fi fructele care conțin fructoză naturală și sunt bogate în fibre, încetinind absorpția zahărului în organism și protejând ficatul. Zahărul poate părea inofensiv, dar este omniprezent și ascuns în multe alimente din comerț. De aceea este important să fim atenți și să reducem aportul, nu doar pentru a preveni obezitatea, ci și pentru a ne proteja sănătatea pe termen lung.
Despre consumul de zahăr și efectele acestuia discutăm în această dimineață cu Lorena Tămoșoi, nutriționist dietetician. Bună dimineața, Lorena, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața. Lorena, spune-mi, te rog, avem această dezbatere și e bine că o avem tot mai des. Oamenii vor să vadă dacă ceea ce consumă conține zahăr, pentru că oamenii vor tot mai des să evite să consume zahăr, mai ales în alimente în care poate nu ne gândim că există acest aliment, să-i spunem. Cum putem să ne dăm seama altfel decât a citi eticheta? Mai e vreo variantă? Cred că este singura variantă să citim eticheta și ar trebui să învățăm să citim eticheta, după cum bine ai menționat. În general, oamenii cumpără produse de pe raft, bazat pe... Să ies din Zoom. Bine, mulțumesc. Bazat pe cum arată produsul. Mai ales dacă vorbim despre copii, copiii vor alege întotdeauna de pe raft ceva care este foarte colorat. Chiar am avut un copil la cabinet zilele trecute și l-am întrebat ce fel de cereale consum, bune sau rele? Și mi-a zis cerealele cu etichetă albastru cu roșu. Adică, ia uite, de aici putem pleca, de unde pleacă și copiii. Cu siguranță și noi adulții alegem un produs în funcție de cum arată, nu neapărat de ceea ce conține pe etichetă. Pe etichetă e foarte important, în primul rând, să citim eticheta, adică să vedem la ingrediente. Deci prima dată ne oprim la ingrediente. Dacă zahărul se află în primele trei ingrediente, înseamnă va conține acel produs o cantitate foarte mare de zahăr. În schimb, dacă cuvântul zahăr sau orice altă denumire asociată se va regăsi spre sfârșitul listei, înseamnă că acel produs conține o cantitate mai mică. Foarte mare atenție trebuie acordată acelor produse care sunt semnalate ca fiind sănătoase, care fiind semnalate au un aport mare de fibre, de vitamine. Acele produse conțin de cele mai multe ori zahăr ascuns și acolo e important, pentru că foarte multă lume devine supărată spunându-mi, uite Lorena, am ales un produs sănătos și după ce am ajuns acasă am constatat că conține zahăr. Apropo de ce menționai, dacă dorim să reducem complet aportul de zaharuri, știu că există tot felul de variante cu îndulcitori care ne păcălesc că nu ar fi la fel de nocive ca zahărul. Ne poți da câteva exemple de alimente pe care le găsim în mod obișnuit la supermarket când mergem la cumpărături, care sunt semnalate ca fiind cu îndulcitori, dar care sunt la fel de periculoase ca precum cele care au zahăr? Da, pot să dau astfel de exemple. În schimb, aș vrea să subliniez un aspect. Indiferent că vorbim despre produse cu zahăr sau produse îndulcite cu anumiți îndulcitori, important este să avem o restricție, adică o dată de două ori pe săptămână. Din punctul meu de vedere, recomand mai degrabă să se consume ceva cu zahăr o dată de două ori pe săptămână decât să se consume în fiecare zi alimente îndulcite cu îndulcitori. Eu personal recomand și folosesc produsele îndulcite cu ștevie. Mi se pare că este cel mai natural îndulcitor pe care îl putem folosi, dar nu e bine să-l folosim nici pe acesta prea des, pentru că, de fapt, noi obișnuim papilele gustative cu acel gust de dulce. Chiar dacă nu are calorii, chiar dacă nu vine cu efecte așa de multe adverse precum vine zahărul, nu e bine să obișnuim papilele gustative cu acel gust de dulce. Și atunci, recomandarea mea ar fi ca oamenii care preferă totuși dulciurile să aleagă dulciuri îndulcite cu o ștevie sau să-și prepare acasă dulciuri cu acest îndulcitor ștevia, sau și mai sănătos ar fi să cumpere produse sau să-și prepare produse cu fructe uscate. Se poate face, spre exemplu, un sirop de curmale, pur și simplu amestecăm curmale cu apă și avem acel sirop pe care îl putem folosi în foarte multe produse și astfel reușim să mâncăm ușor mai sănătos. Îți mulțumim foarte mult, Lorena. Poate un alt lucru pe care am putea să-l facem, să nu mai punem zahăr în cafea. Uite, asta, și asta ar fi un lucru bun. Eu am renunțat de câțiva ani la acest obicei. Eu încerc să-i conving și pe cei din jurul meu. Îți mulțumim, Lorena, foarte mult și mergem oarecum mai departe, dar nu foarte departe, pentru că Taylor Swift e tot timpul aproape de noi.
Taylor Swift a devenit cea mai bogată interpretă din lume, depășind-o pe Rihanna. Averea lui Taylor Swift a fost evaluată la 1,6 miliarde de dolari, în timp ce Rihanna are o avere de doar 1,4 miliarde. Taylor Swift, considerată o adevărată femeie de afacere, a reușit să profite de ultimul său turneu mondial, cu biletele la concerte epuizate în doar câteva minute. Succesul cântăreței i-a permis să depășească $1 miliard în venituri. Ea îl depășește astfel pe Elton John și turneul său de adio, care a ajuns la venituri de 939 de milioane de dolari, cu de 5 ori mai multe spectacole decât Taylor Swift. Pentru a rămâne pe val, Taylor Swift a produs însă și un film al turneului ei. În primul weekend în care a putut fi văzut în cinematografele din Statele Unite, filmul a generat venituri de peste 90 de milioane de dolari.